Pentru doi urși din Prahova, Ministerul Mediului a dat aprobarea ca reprezentanții Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi să împuște. Vorbim despre două exemplare care au ajuns să terorizeze oamenii din Bertea, Aluniș sau Cerașu. Fiarele coboară după hrană și strică totul în calea lor. În zonele de care am discutat, respectiv Bertea, Aluniș, Cerașu, a doua zonă, sunt probleme și sunt pagube. Au creat probleme, în special în livezile proprietarilor de livezi, în curțile oamenilor, la stâne au făcut atacuri și semnalamentele primăriilor și ale cetățenilor ne-au dus în direcția solicitării acestei cote de derogări, de fapt, pentru obținerea împușcării urșilor. Ar fi nevoie însă de împușcarea a patru exemplare, exact cele care produc pagubele cele mai mari, așa că se va încerca obținerea probării și pentru alții doi urși. Ursul fiind specie strict protejată, nu există cotă de recoltă. În funcție de pagubele pe care le produce, în urma unei documentații pe care noi o depunem la Ministerul Mediului, se obțin aceste derogări de la restricțiile impuse printr-o directivă privind marile carnivore la nivelul Europei. Din păcate, și noi suntem limitați în a putea extrage un număr mai mare de exemplare datorită acestor reglementări. De ce dau urșii iama în livezile sau grădinile oamenilor? În această perioadă, urșii coboară pentru hrană. Ei se pregătesc pentru hibernare și zona montană și premontană e bogată în livezi, în livezi de mer, de prune, nuci. Atunci asta e hrana preponderentă pentru ei. De asemenea, în anii cu bună fructificație la fag și la stejar, folosesc din belșug și hrana naturală pe care o au la dispoziție, cu presiune mai mică pe populație. Dar, de regulă, preferă prunele și merele, pentru că sunt sățioase și acumulează grăsime pentru iarnă. Însă reprezentanții AJVPS Prahova susțin că problemele adevărate vor începe de acum încolo. Din experiența anilor trecuți, urșii coboară mai des în localități în această perioadă pentru a-și face rezervele pentru hibernare. În Prahova, în evidență, ar fi peste 100 de exemplare de urși.